Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim din nou despre un thriller, de această dată despre un thriller de care eu recunosc nu am auzit până acum. Am aflat de el din recomandările voastre și vă mulțumesc tare mult că mi-ați recomandat această carte. E totodată și prima carte pe care eu am citit-o integral pe Kindle și nici nu am în format fizic. Cred că am mai citit totuși cărți pe Kindle, dar le-am avut și în format fizic și uneori mai alternam un pic, pentru că recunosc că pe timpul zilei, atât timp cât lumina îmi permite, prefer să citesc din cartea fizică. Această carte am citit-o integral de pe Kindle, așadar, pentru că nu aveam fizic. Mi-a plăcut, dar părerea mea, așa cum v-am obișnuit, o să o las spre finalul clipului. E vorba de În spatele ușilor închise, de B.A. Paris, așa cum scrie și în titlul acestui clip. Sper să se vadă coperta aceasta, sper să nu lucească prea tare imaginea și să o puteți vedea. Editura pe care eu o am în acest format este Trei și scrie aici că a apărut în 2017 la cei de la Trei. Sub titlul original de Behind Closed Doors, a apărut în 2016, cartea a fost tradusă din engleză de Lidia Grădinaru. Despre ce e vorba în această carte? Poate din titlu și din faptul că v-am spus că e vorba de un thriller, v-ați dat seama că cartea aceasta va fi plină de secrete și într-adevăr așa și este. E vorba de o căsătorie total atipică, despre un soț destul de bolnav, despre o femeie care nu reușește nici cum să scape de el. Dar să începem cu începutul. O avem pe tânăra Grace, mi-am scris numele aici lângă să nu cumva să le greșesc. E vorba de tânăra Grace, care ajunge să se căsătorească cu Jack Angel. Culmea, bărbatul are și un nume așa foarte potrivit pentru rolul pe care îl joacă. Bineînțeles că la început totul este roz între cei doi, spun la început chiar până la căsătorie, pentru că efectiv întreaga nebunie și acest rol malefic pe care îl joacă Jack începe chiar din noaptea nunții. Cred că treaba asta e undeva pe la primele pagini, așa că nu cred că o să-l considerați spoiler. Cert e că în noaptea nunții, atunci când Grace și Jack se cazează la un hotel, Jack pur și simplu dispare. Cât timp Grace este la duș, Jack se face nevăzut și nu-i răspunde la telefon, ba mai mult își închide telefonul, iar când în sfârșit reușește să dea de el și acesta îi răspunde printr-un mesaj sec, îi spune să nu mai fie atât de isterică pentru că nu-i stă bine. Și de aici va începe întregul coșmar al lui Grace, care va fi nevoită să trăiască niște momente cumplite și spun va fi nevoită pentru că, da, poate din ce v-am spus până acum aveți impresia că această Grace e o femeie extrem de naivă. Ei bine, nu, dar Jack este atât de bun manipulator încât de câte ori Grace încearcă să vorbească cu cineva și să spună că Jack o ține peste tot cu forța și nu o lasă nici măcar să aibă un telefon mobil, Jack vine și spune că de fapt Grace suferă de niște probleme psihice și cumva la fiecare episod de acest gen, episod psihotic cum spune Jack, Grace are tendința de a-l învinovăți pentru diverse lucruri. Întorși din această lună de miere total nepotrivită, cuplul proaspăt căsătorit se cazează sau începe să trăiască într-o casă pe care Jack a proiectat-o tocmai pentru a o putea ține pe Grace captivă, adică Grace nu poate ieși niciodată singură din casă, ba mai mult are niște obloane de oțel cumva la geamuri încât lumea din exterior să nu o poată vedea pe ea dacă ea încearcă să ceară ajutor și așa mai departe. La un moment dat ea ajunge prin diverse împrejurări, pentru că mereu încearcă să scape, sau cel puțin în prima parte a căsniciei încearcă să scape de Jack, veți vedea că ajunge să locuiască efectiv într-o cameră, fără să aibă acces nici măcar la mâncare. Adică Jack ajunge să o hrănească doar atunci când consideră el de cuvință, ea este nevoită să pară soția perfectă, așa că la orice ieșire de-a lor ca un cuplu, ea se va îmbrăca în ce îi spune Jack, se va comporta așa cum îi spune el. Ba mai mult, trebuie să poarte, ăsta mi s-a părut un episod cel puțin haios, Grace trebuie să poarte mereu o poșetă la ea, poșetă care de fapt este goală. Grace mai are o soră care are o boală, nu știu exact dacă sindrom Down, n-aș vrea să vă mint. Cert e că sora ei e mai mică, are 18 ani, în timp ce Grace are peste 30, nu mai rețin exact cât, este internată într-un soi de spital, să-i spun, acolo unde e cazată oarecum până când Jack și Grace ar urma să o ia cu ei, să locuiască cu ei. Bineînțeles că Grace, când află ce fel de om este de fapt Jack, își propune, își face un scop din treaba asta, să facă tot ce îi stă în puteri încât sora ei să nu ajungă să locuiască în aceeași casă, pentru că realizează că de fapt acest Jack este un psihopat care efectiv se hrănește cu frica celor din jur. Mi s-a mai părut un aspect cel puțin interesant la care s-a gândit autorul, să îi dea o meserie, parcă așa, nu știu, extrem de potrivită lui Jack, adică Jack este avocat și în principal se ocupă de cazuri în care femeile sunt agresate și câștigă majoritatea cazurilor, așadar este un avocat foarte bun în această sferă, e privit cu ochii buni și bineînțeles că lumea din exterior, care nu știe practicile și obsesiile, îl consideră un profesionist. Cam atât aș vrea să vă spun eu din poveste, iar în ceea ce privește părerea mea despre ea, cred că nu a fost chiar momentul potrivit să o citesc. Spun asta pentru că am citit-o chiar după ce terminasem Prin ochii ei. Vă las clipul aici sus să puteți să-l accesați, pentru că am făcut o recenzie și la acea carte, care mi-a plăcut maxim. Am văzut și miniseria de pe Netflix. Se ridică la nivelul cărții, deci vă recomand. De fapt, o să vedeți aici în clip ce v-am spus și despre film. Și repet, am citit această carte chiar după Prin ochii ei și pot spune că, deși am acordat 5 steluțe pe Goodreads, poate i-aș fi dat un 4,5. Nu pentru că această carte nu e bună, ci pentru că, repet, n-a fost momentul potrivit. Această carte, În spatele ușilor închise, e, așa, dacă ar fi să fac o paralelă cu cea anterioară, cred că e mult mai psihologică, se axează mult mai mult pe psihic, iar pe mine m-a enervat la culme câteva zeci de pagini, cred că pe Kindle nu am reușit să văd numărul paginilor, apropo are undeva la 300 și un pic, așa arată pe Goodreads cel puțin. După primele 10 de pagini am spus că e o carte extrem de enervantă, asta pentru că inevitabil te pui cumva în locul lui Grace și ți se pare imposibil că femeia asta nu reușește să scape de un bărbat care clar e nebun. Dar apoi când vezi cât de ingenios își pregătește Jack pașii și cât de inteligent este până la urmă în nebunia lui, îți dai seama că nici tu, dacă ai fi acolo, n-ai reușit să scapi basma curată de un astfel de om. Bineînțeles că până la final Grace reușește cumva să scape, nu știu dacă îl veți considera spoiler, dar nu vă spun în ce sens, adică nu o să spun nici dacă e cu final fericit sau final trist, cert e că reușește să scape de el. Mi-a plăcut această carte și pentru modul prin care se povestește totul. Ea este și naratoarea, ea joacă rolul de naratoare, Grace, sper că nu greșesc. O secundă. Da, așa mi-amintesc, m-am uitat să văd dacă am notat treaba asta, dar nu am notat-o, dar mi-amintesc că Grace era de fapt naratoarea și atunci cumva ești transpus și mai mult în povestea lor și parcă trăiești cu ei în aceeași casă. Spuneți-mi voi dacă ați citit cartea, vă mulțumesc încă o dată că voi mi-ați recomandat-o până la urmă și așa am aflat de ea. Spuneți-mi dacă voi ați citit-o și dacă mai știți cărți atât de psihologice cum e aceasta. Nu neapărat din sfera thriller sau cărți polițiste, dar atât de puternic psihologice, să le spun. Eu cam atât am avut să vă spun despre În spatele ușilor închise și despre prima experiență cu Kindle 100%. Ne vom revedea miercuri, nu uitați că atunci vom citi un nou editorial din cartea lui Victor Nafiru, iar sâmbătă viitoare vom vorbi, sper eu, despre o primă carte pe care sunt pe cale să o termin din sfera fantasy. Un alt lucru total nou pentru mine. Așadar, noi ne vom revedea săptămâna viitoare. Până atunci, lecturi plăcute!